Da. Zicea cineva că o să vină, dar mai târziu. Să știți că o venit exact când trebuia să vină. Așa. Încât să-l primim frumos și pe acest Crăciun, invităm și pe domnul consilier să poftească să intre în sală, să le faceți loc și lor. Pentru că sub această egidă să nu uităm nici când pe cei mai triști ca noi, echipa Partidului Național Liberal din Roman, hai Bogdan, împreună cu domnul primar, cu consilierii, noi toți din echipă, am zis și în acest an să organizăm această activitate, chiar dacă, chiar dacă vremurile sunt un pic mai grele, noi ne-am gândit că sigur sunt un pic mai grele pentru alții, mai mult decât pentru noi. Și atunci să încercăm pentru cei acolo unde e un pic mai greu, să încercăm puțin, puțin să facem să fie un pic mai bine. Vreau să vă spun, să vă urez multă sănătate, să dea Dumnezeu să avem liniște, pace, foarte important. Bunicul meu avea o vorbă, fie cât de greu, numai război să nu fie. Așa că să ne rugăm cu toții pentru sănătate, pentru pace, pentru înțelegere și exact știți cum zice și preotul în biserică, să evităm războiul ăla dintre noi. Că ăla e cel mai crunt și ăla roade cel mai mult în sufletul omului. Acolo unde e bună credință, acolo unde este omenie, acolo unde este deschidere și Dumnezeu își lasă mila. Acolo unde e cârcoteală, acolo unde e răutate, unde e uneltire, acolo întotdeauna sigur este codița cuiva cu care noi nu suntem prieteni. Încât Doamne ajută, sănătate, pace și bucurie și eu zic să începem activitatea de astăzi. Domnul primar, dacă vreți să spirit al sărbătorilor, am să vă spun și eu sănătate, la mulți ani, sărbători cu bine alături de familie. Ne bucurăm că ne putem întâlni conform tradiției fiecare an în preajma sărbătorilor de Crăciun, să vă spunem la mulți ani și să aducem un pic mai bine în familiile dumneavoastră. Sănătate și sărbători. Doamne ajută! Am să o rog pe doamna consilier municipal, Roxana Iorga, dar și directora Colegiului Național Roman Vodă, să strige pe rând, bifăm pe cine a fost, parcurgem lista, dacă nu e cineva, nu revenim. Ne bucurăm că astăzi, cam fiecare an, înaintea sărbătorilor de Crăciun și de Paște, încercăm sub egida să nu uităm nici când pe cei mai triști ca noi, să facem un act de caritate, de sprijin. Vremurile sunt grele și eu cred că sunt grele pentru toți oamenii. Dar pentru cei care simt un pic mai puțin greutatea acestor vremuri, cred că este o datorie morală să poată să-i sprijine și să-i ajute pe cei care sunt apăsați mai mult de aceste vremuri. Drept pentru care organizația Partidului Național Liberal, împreună cu domnul primar, cu domnii consilieri municipali, am dorit și iată că am și reușit să facem din nou această acțiune la sediul Partidului Național Liberal din municipiul Roman, acțiune care se înscrie, așa cum vă spuneam, în o obișnuință a noastră de a-i sprijini pe cei care au nevoie de un cuvânt bun, de un gest și de un sprijin. Și iată că și astăzi am reușit să dăm peste 100 de pachete cu alimente de bază. Sunt vreo 7 sau 8 produse, plecând de la ulei, zahăr, orez, făină, carne, fructe, dulciuri, pentru că știm că prețurile au crescut și credem că acest sprijin înaintea sărbătorilor poate să aducă o complementare în bugetul familiilor cu venituri mici. Dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim pentru că ne-am predicit să putem face și în acest an această acțiune. Ne rugăm pentru sănătatea tuturor și a noastră, pentru liniștea, pacea și bunăstarea municipiului Roman și a romașcanilor. Dumnezeu să binecuvinteze această săptămână și intrarea în Sfintele Sărbători de Crăciun,
când cu toții ne adunăm în mod simbolic în jurul Mântuitorului, apariția pe Mântuitorului pe pământ înseamnă împăcarea noastră cu divinitatea, iertarea păcatelor străbunilor noștri, dar și a noastră când cu smerenie și pioșenie ne înfățișăm la spovedanie, la împărtășare sau la închinăciune. Așa încât închei spunând tuturor multă sănătate, pace, liniște și bucurie, concordie, iar războiul dintre noi să fie cel care dispare primul, astfel încât prin solidaritate și sprijin, într-un exemplu pe care organizația Partidului Național Liberal astăzi a arătat-o, să o putem face cu toții. Vă mulțumesc și vă urez toate cele bune. Sărbători binecuvântate, scăldate în lumină, să aveți alături oameni buni și lucruri frumoase. Tot ceea ce vă trebuie, când vă trebuie, așa să vă dea bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnule primar? Da, mulțumesc, am să transmit și eu gândurile bune de sărbătorile acestea în preajma Crăciunului. Cam fiecare an, o activitate pregătită și organizată de Organizația Partidului Național Liberal din Roma, o tradiție, de fapt, vine ca în preajma sărbătorilor să aducă puțină liniște, puțină bucurie în casele celor mai necăjiți dintre romașcani. E o activitate care sperăm noi că a adus, așa cum am spus, puțină bucurie în plus. Pe lângă aceste lucruri care materiale, ne gândim mereu la cei nevoiași și nu numai, să aibă liniște, sănătate, bucurii și sărbătorile acestea creștine să le umple casele de bucurii. Tuturor romașcanilor le doresc astfel un Crăciun fericit, sărbători cu bine, sănătate și liniște.